sora lui Bulă are prima menstruație. A dus mâna jos la locul acela și a scos o plină de sânge. L-a chemat pe Bulă care se juca în curte. Bulă, vino repede încoace! Ce pățâși, mă? Uite, uite, pune și tu mâna, am sânge acolo jos la păsărică. Pus mâna Bulă, scos mâna plină de sânge, s-a uitat, s-a gândit și a spus soră zi. Fă, am impresia că ăștia s-au tăiat pula. Bine mă, să poate așa ceva. Ți-am dat banii să-mi cumpere un cal și mi-ai cumpărat un cal chior. Păi ce să fac, domne, ce să fac? E chior pe dreapta, mi-l vând după stânga al dracu. Un individ însetat se tăra prin deșert, strigând înnebunit, apă, apă, mi-e sete. Și la un moment dat dă cu ochii de o fântână. Când o vede, strigă și mai tare, Doamne, apă, apă, apă! Din fântână apare un individ în care zbiară și el, unde, unde, unde? Albert Einstein a fost rugat de cineva să explice teoria relativității în câteva cuvinte. Mă plimbam, povestește el, cu un orb. Îl întreb dacă vrea să bea un pahar cu lapte. Ce e laptele, mă întreabă? Un lichid alb. Lichid, da, știu ce e. Dar alb? Culoarea penelor de lebădă. Pen, da, știu ce sunt. Dar lebăda? O pasăre cu gâtul înduit. Gât, da, înțeleg. Dar îndoit? Îi iau brațul, continuă Einstein, îl întind. Așa e drept. Apoi îl îndoi din cot. Și așa e îndoit. Chipul îi se luminează și îmi spune. Acum știu ce e laptele. Ion mergea cu mașina cam cu 100 de kilometri la oră. La un moment dat îl depășește o găină. Ion apasă pe accelerație, dar nu ajunge. După vreme vede în depărtare cum găina intră în trombă pe teritoriul unei ferme. Ajunge Ion acolo, dă de fermier și îl întreabă, Doamne, ce găini sunt astea? E o specie nouă, domnule, numai pentru carne. Și sunt gustoase? Dracu știe că nu le putem prinde. Iată câteva inscripții colecționate de pe ziduri, monumente și garduri. Vodka e mai bună ca pâinea. Nu trebuie mestecată. Alcoolul ucide treptat, însă eu n-am nicio grabă. Mai bine burtă de la bere decât sicriu de la muncă. Mor pentru România. Păcat că de foame. Dragostea la prima vedere înseamnă economie de timp. Cuvântul nu este cel mai bun mijloc anticoncepțional. Viața conjugală e principala cauza divorțurilor. Dacă n-ar fi umbra, aș muri de singurătate. La o serată organizată de actrița americană Norma Shearer, actorul Clark Gable discuta cu un gazetar care la un moment dat afirmă toți actorii sunt niște proști. E adevărat, îi răspunde calm Clark Gable. Dar nu toți proștii pot fi actori. În Bojdeu, Carafila strigă deodată către Aurdel. Aurdele, ia-te, uite, fii atent aici, că noi avem plăușnițe pe pereți. Fă, la banii noștri, ce-ai vrea să avem, Rembrandt? Pe scările materno-infantilului, Ileana Cosânzeană se plimba ușor ținându-se de balustradă. Și la un moment dat s-a întâlnit cu zmeul zmeilor, care a întrebat-o, O, dragă, tu ce cauți pe aici? E, zmeule, am venit să făt frumos.
soție își dojenește soțul. Știi, vecinul nostru îi aduce tot timpul flori soției sale și o duce prin tot felul de locuri frumoase. N-ai putea să faci și tu la fel? Ușor încurcat, soțul îi răspunde. Da, de mulți ani mă gândesc să o fac și-o, dragă, dar mă temeam că tu și cu el să nu vă supărați dacă o copreșesc cu cadouri și o duc și în vacanță. Să nu faci nimic este tare greu, pentru că nu știi niciodată când ai terminat. La o firmă, un inspector întreabă. Câți oameni lucrează aici? Cu șeful 10. Dar fără șef? Fără șef, în general, nu lucrează nimeni. Ion și Gheorghe se întâlnesc dimineața pe uliță. Mă, Ioane, mă, ai auzit, mă, ce-o pățit băiețul de Gheorghe azi noapte? Nu, mă, tu l-ai, Doamne, dar ce-o pățit? Ai de capul și de zâlele lui, mă. O fugi cu nevastă mea, mă. Ion s-a întors din deplasare. A deschis ușa, a intrat în apartament, iar din dormitor a auzit gemete și scârțâit de pat. Curva dracului! A șoptit el, apoi a ieșit din apartament, a închis ușa și a plecat acasă la soție. Mă cheamă șeful în birou azi. Mă, Gheorghe, Ișvan zice că e victima șovinismului la locul de muncă. Adică? Păi când ați fost vinerea trecută cu toții la restaurant să sărbătoriți aniversarea aceea, el e singurul pe care nu l-ați invitat. Nu, și? A, păi mă, Gheo, era totuși ziua lui. Ion țipă la Maria. Marie, ia uite, fă pe geam. E un cal în curtea noastră. Nu e cal, Ioane, e vacă. Pe geam, fă, Marie, nu în oglindă. Un ardelean și un italian discutau. Italianul își tot dădea aere cu strămoșii lui. Mai, l'Imperiul Roman a fost cel mai grande. Romanii au făcut, au dres, au... Apoi, tinere, dragă, bag seama că mi-am amintit de cartofi. Ma come, nu înțeleg. Păi tinere, dragă, apoi și la cartofi, partea cea mai bună se află în pământ. O fetiță vine acasă și îi spune mamei. Un băiat de la mine din clasă mi-a zis azi să ne jucăm de-a doctorul. Vai de mine, și ce-ați făcut? M-a lăsat să aștept o jumătate de oră pe culoar și apoi m-a trimis acasă când n-am vrut să-i dau șpagă. Mama îi face morală fiului ei. Bine, mă, Ionele, în Spania la căpșun nu vrei să te duci. În Italia la îngrijit de bătrâni nu vrei. La fotbal nu vrei. Atunci du-te, mamă, la facultate ca să ne facem de râsul blocului. Lumea vede, aude și vorbește. Din păcate, vede rău, aude puțin și vorbește prea mult. Nevasta unui miliardar se interesează la doctorul care urma să-i opereze soțul. Mai există speranțe, domnule doctor? Depinde ce anume sperați. Mersul la biserică nu te face creștin. La fel cum statul într-o mașină nu te face șofer. Două bade în cimitir,
îngrijau fiecare litrele cât un mormânt. Și la un moment dat, una o întreabă pe cealaltă. Auzi, dragă, tu câți ani ai? Păi, de dragă, ziceam, 86. Mulți înainte. Dar mama ta câți ani ai? Eu am 98. Aoleu, și te mai duci acasă? Discuție, doctor pacient. Doamne, doctor, am înnebunit. Am înnebunit, stai cum e liniștit. Spune-mi, ce s-a întâmplat? Azi am fost la amanta mea. Și atunci ai înnebunit? Nu, domne, nu. Și atunci ai înnebunit? Nu, domne, a venit bărbatul și... Ai înnebunit? Nu, am sărit la balcon. Și ai înnebunit? Nu, domne, mă țineam de balustradă, atârnam și l-a venit cu ciocanul și mi-a dat peste fiecare deget. Și atunci ai înnebunit. Hai, pa, dracu. A venit cu fierul de călcat încins și a trecut cu el peste degete și atunci ai înnebunit. Nu. Și mi-a venit și mi-a turnat apă fiartă în cap. Domne, nici atunci n-ai înnebunit. Am înnebunit când m-am uitat în jos. Și ce ai văzut? Eram la parter, domne. Aurdel cel Mare, împreună cu Piranda și cu Aurdel cel Mic, se plimbau prin București. Și la un moment dat, Aurdel cel Mic, în fața Bibliotecii Centrale, îl întreabă pe taicăsul. Tăi tu, dar ce e asta? Hai mai dă-te-i pula mea, mai tași din gură. Au ajuns în față la Muzeul de Istorie. Tăi tu, ce e asta? Mai dă-te, mă, pula mea, și tași din gură. Și Piranda i-a zis lui Aurdel cel Mic. Lasă-l pe tătea în pace, că e nervos. La care Aurdel cel Mare a zis. Fâiși nebună, lasă copilul să întrebe, să învețe. Chelner, te rog frumos, dă-mi un whisky mie, unul ție și un rând la toată lumea. La a șaptea comandă, Chelner, un whisky mie, unul ție și un rând la toată lumea. Plata, n-am bani. L-am pachetat, Chelnerul l-a scos, a doua zi a venit consumatorul în cârje și a zis, Chelner, te rog un whisky mie și un rând la toată lumea. Și Chelnerul sidera, da mie nu-mi dai? Bă, tu faci urât la băutura. Accident pe un șantier de construcții. Anchetă și Bule este întrebat și el dacă știe ceva de faptul că a căzut de pe schelă muncitorul Ionescu. Bule spune, domnule anchetator, nu prea știu nimic, doar că l-am auzit pe deșteptul ăsta de Ionescu când țipa la mine. Bule, nu mai zgâlții scara, că te ia mama, dracu. Doi prieteni se întâlnesc și unul îl pe celălalt. Unde mergi, măi? Băi, vreau să fac o excursie în deșert și mă duc să-mi cumpăr o cabină telefonică. Hai că ești nebun, ce faci cu cabina telefonică în deșert? Păi dacă apare vreun tigru, șarpe, ceva, mă bag și-o în cabina telefonică și mă prefac că vorbesc la telefon. Doi colegi stau de vorbă. Ai auzit? A murit șeful. Am auzit, am și citit. Mă tot întreb cine a mai murit odată cu el. Cum adică? Păi nu scria în anunț că odată cu el a murit unul dintre cei mai capabili angajați ai firmei noastre? Georgele, ce vrei? Mă duc în minte acum 50 de ani, când am făcut noi armata. Ne puneau aia în ceai, ce dracu ne puneau? Bromură, mă, bromură. Așa, bromură. Mă, și că la mine a cam început să-și facă efectul, mă. Un polițist se întâlnește cu un coleg. Auzi, zi-mi repede, care e capitala Franței? Londra. Of, și credeam că nu știi.
făceau bungee jumping. Sare unul de pe stâncă, cade vreo 100 de metri și cu 5 metri înainte de sol deschide aripile. Sare al doilea, sare al treilea. La un moment dat, unul zice: "Mamă, ce cool a fost! Hai să mai sărim o dată." Sus apare ursul. "Băi, ce faceți voi aici?" "Bungee jumping." "Ah, vreau și eu." "Păi hai, sari." Sare ursul odată cu vulturii și după vreo 50 de metri un vultur îl întreabă pe urs: "Bă, dar tu ai aripi?" "Nu, n-am." "Mamă, ce cool e ursul!" Un român se întâlnește cu un american. Americanul zice: "Eu câștig în America 5.000 de dolari pe lună, din care mă costă 4.000 masa și casa. Ce fac cu restul de 1.000 de dolari nu interesează pe nimeni. Suntem într-o țară democratică." "Eu câștig în România 1.000 de lei pe lună și mă costă masa și casa 1.500. De unde iau diferența de 500 de lei nu interesează pe nimeni. Suntem într-o țară democratică." Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă și îl întreabă: "Domnule, dumneavoastră ați cerut ceva de Beethoven?" "Nu, eu am cerut doar pui cu smântână." Doi studenți stau de vorbă. "Auzi, tu după sex faci baie?" "Da, bineînțeles." "Atunci ai nevoie de sex urgent." Într-o localitate oltenească se demola o clădire. Un trecător dintr-o localitate învecinată tocmai se nimeri pe acolo și îl întrebă pe un om de prin partea locului: "Auzi, bate, dar ce fu aici?" "Păi aici fu un bar, fu bere, fu vin." "Păi și ce mai fu?" "Futărie." Generalul vede un soldat în post cu o umbrelă deasupra capului. "În toată viața mea nu am văzut niciodată un soldat care s-ar teme de ploaie." "Nici eu nu mă tem, domnule general. Am umbrelă." Stăpânul unui cal de curse nu era satisfăcut de rezultatele ultimului tur. El strigă supărat către jochei: "Ce mă, nu te puteai mișca și tu mai repede?" "Puteam, dar regulile interzic să te cobori de pe cal." M-am dus la poliție și am raportat că un nenorocit cu o mască m-a tăiat cu cuțitul și mi-a luat toți banii. Ce mi-a răspuns polițaiul? "Îmi pare rău, domnule, dar nu putem aresta un medic chirurg." Într-un magazin de articole sportive, un domn întreabă: "Bună ziua, aveți schiuri și bocanci de schiuri mărimea 56? "Ce mărime?" "56. "Dar pentru ce vă mai trebuie schiuri?" Un tip ce se întorcea de la fotbal este întrebat: "Domnule, care e scorul la meci?" "2-0. "Pentru cine 2? "Pentru nimeni. În dreapta 0 și în stânga 0. Doctorul întreabă pacientul: "Suferiți cumva de vise erotice?" "Nu sufăr, doamnă doctor. Chiar îmi fac plăcere." Dacă ești supărat și crezi că viața e nedreaptă, dacă se preconizează o zi de tot rahatul și dacă de la prima oră ai semne că îți va merge prost, stai o clipă și gândește-te că undeva în lumea asta un om înjură, blesteamă și împinge cu putere o ușă pe care scrie "trage".
Un tip se duce la biserică să se spovedească. Trebuie să menționăm că era țigan. Preotul îl întreabă: ai făcut păcate, fiule? Am făcut, părinte, mâncați-aș patrafil. Și atunci te lepezi de satana? Aoleu, m-aș lepăda mâncați-aș, dar am 5 curadei cu ea. Doamna secretară, te rog să poftești la mine în birou, îi spune directorul, ca să discutăm despre mărirea salariului. Secretara plictisită, ce domn director? Pe tema asta m-ați mai futut de 4 ori. Trei pensionari pe bancă în parc. Azi, mă, Ioane, ce mă lăsă? Mă, tu îl ții minte, mă. Îl ții minte pe Georgescu, ăla de era cu noi în clasă. Stătea în banca 4-a. Așa. Și că a ieșit la pensie acum 6 ani. Așa. A murit ieri. Hai, lasă. Și Popescu ăla care era cu noi în clasă, a ieșit cu 5 ani la pensie, stătea în banca 2-a. Așa, ce-i cu el? Păi ce-a murit alaltă ieri? Bă, zice, Ioane, eu am impresia că ăștia ne pun ceva în pensie, mă. O măicuță merge la doctor și spune: domnule doctor, nu știu ce se întâmplă, am dureri de burtă și grețuri. Controlează doctorul și spune: măicuță, îmi pare rău că trebuie să spun, dar dumneata ești însărcinată. Aoleu, Doamne Dumnezeule, nici în lumânări să nu mai ai încredere. Un individ trebuia să traverseze o pădure și la intrarea în pădure o pancartă mare pe care scria: feriți-vă de homosexuali. Pe la mijlocul pădurii, o pancartă mai micuță, tipul se apleacă, citește: feriți-vă de homosexuali. Către ieșirea din pădure, o pancartă și mai mică joasă, tipul se apleacă să citească și pe pancartă scria: prea târziu. Scupița roșie îl aștepta pe lup la intersecția din pădure ca să continue basmul. Trecut o oră, două, trei, cinci, nu mai venea lupul. După vreo 7-8 ore, apare lupul plin de transpirație, cu hainele ușor zrențuite. Scupița roșie îl ia la ceartă: nu ți-e mă rușine, așteaptă copiii să continuăm basmul, ne așteaptă bunica să o închiți, vânătorul a zis că el are și altă treabă, nu stă după noi. Auzi, dragă, nu te mai lua de mine. Vorbește cu Kevin Costner, că m-a ținut la dans toată noaptea. Gheoșe cu Vasălie în primul vagon al trenului. Și la un moment dat, Gheoșe spune lui Vasălie: bă, cred că de la locomotivă, de la cărbuni, nu va să urât, hai să mergem în alt vagon. Și uite așa, din vagon în vagon, au ajuns în ultimul vagon. Și Gheoșe a spus lui Vasălie: bă, nu se poate, nu se poate. Și aici, miroase urât, eu am impresia că tu ai tras o bășină. Eu? Cum să trag eu o bășină? Poate cânele. Bă, tu ești prost, cânele nu e cu noi. Nu las că vin eu. Conversație între un negru și Dumnezeu. Doamne, de ce mi-ai făcut pielea așa de neagră? Pentru ca să nu te ardă soarele Africii prea tare, fiule. Dar de ce am părul scurt și creț? Pentru ca părul tău să nu se încurce în ierburile înalte ale savanei, fiule. Și atunci, Doamne, de ce, Doamne iartă, mă locuiesc la New York? La două noaptea sună telefonul. Răspunde soțul, ascultă, apoi izbucnește: de unde dracu vrei să știu eu, domne, lucrul ăsta? Întreabă la CFR. Și trântește telefonul. Cine era, dragă? Întreabă nevasta somnoasă. Abar n-am, un dobitoc întreba dacă îi liberă calea.
un moș merge la doctor. Aceasta îl întreabă: cum stați cu inima, cu plămânii? Foarte bine. Dar e ceva care vă supără? Da, am o problemă. Când fac sex, aud fluierături în urechi. Dar ce vârstă ai, mata? 83 de ani. Păi la 83 de ani ce ai vrea să auzi? Aplauze? Un punker urcă într-un autobuz. Părul său era făcut spice, colorat verde, roșu, albastru și portocaliu. Și hainele erau o amestecătură de cârpe și piele. Picioarele erau goale și corpul plin de cercei. Se așează punkerul pe singurul loc liber, exact în fața unui bătrân care se tot holba la el. Ce te tot holbezi, moșule? Ce, tu n-ai făcut nimic aiurea când erai tânăr? Ba da, odată, când eram în marină, m-am îmbătat în Singapore și am putut un papagal. Mă gândeam că poate tu ești fiul meu. Trei doctori, unul american, unul englez și unul român, vorbeau despre realizările lor cu care se lăudau. Americanul zice: acum vreo 6 luni a venit unul accidentat fără mână. I-am făcut transplant de la unul mort și acum își caută de lucru. Vine și rândul englezului, care începe să se laude: acum un an a venit un orb și am făcut transplant de ochi de la unul mort și acum și el își caută de lucru. Vine și rândul românului: acum vreo 4 ani l-am luat pe unul de la universitate și l-am pus președinte, iar acum toată lumea își caută de lucru. Iliescu și Năstase se plimbau pe stradă. Deodată apare un țigan, smulge diplomatul din mâna premierului și o ia la fugă. Năstase se repede să-și scoată pistolul din buzunar să tragă după el, când Iliescu, calm, îl oprește. Lasă, Adriane, și noi am început cumva. O prostituată însărcinată se duce la ginecolog pentru consult. Domnișoare, am să vă dau o veste rea. Copilul este așezat într-o poziție foarte proastă. Nici nu e de mirare, domnule doctor. Dacă mă gândesc cum a trebuit să stau în trabantul ăla... Un ziarist îl întreabă pe Traian Băsescu: domnul președinte, ați auzit ultimul banc cu buticarii de pe trotuare și dumneavoastră? Domnule, cum îți permiți? Ești impertinent și repezit. Stați liniștit, domnule Băsescu, că vi-l spun încet să înțelegeți și dumneavoastră. Un tip merge într-o zi la doctor. Doamnă doctor, aș dori să-mi dați un diagnostic scris din care să rezulte că trebuie să lucrez doar 2 ore pe zi. Suferiți de ceva anume? Da, de celelalte 6. Bună ziua, nu vă supărați. Ce sunt întăritoarele astea la gulerele cămășilor? Bună ziua, sunt balene, țin gulerul drept. Aha, dar prezervative cu balene nu aveți? Într-un mare oraș are loc o importantă întâlnire dintre diferiți șefi de state. La o intersecție, mașinile președinților Statelor Unite ale Americii, Rusiei și României se ciocnesc. Aceștia coboară din mașini și încearcă să rezolve problema. Barack Obama. Sorry. Vladimir Putin. Sari tu. Traian Băsescu.
Sorry, three. Soacra lui Bulă îl invită pe Bulă la masă. Se așează Bulă să mănânce, își taie o felie de friptură și între timp soacra se duce în bucătărie să aducă vinul. Bulă, suspicios, aruncă o bucată de carne pisicii care se freca de piciorul lui. Pisica o mănâncă, după care cade fără suflare sub masă. Când soacra intră în cameră din nou, Bulă îi dă cu o farfurie în cap și o lasă lată, la care pisica de sub masă. Alea de când aștept, i-am făcut-o, babi. Un avocat vrea să trimită o scrisoare unui confrate și se pregătește să-i dicteze secretarei. Aceasta îl întreabă: cum să ne adresăm, cu stimate domnule? Ce domn, dragă, e nebunit, ce stimate, nu știi că e un excroc? Folosim o formulă simplă: dragă colega. Moșul și cu baba, care trăiau în pădure, n-aveau și ei un copil, se tot rugau la Dumnezeu și după ani și ani de zile de rugă au găsit într-un luminiș un copilaș învelit în niște scutece albe frumoase. L-au luat, l-au dus acasă și au început să-i dea de mâncare și creștea feciorul nostru într-o zi cât alții în 20 de ani. După o săptămână a murit de bătrânețe. Pavarotti și Domingo își disputau întâietatea în lumea muzicală. Pavarotti: am cântat la Milano în fața 400.000 de spectatori și la sfârșit și statuia Sfintei Marii de pe Dom a plâns. Domingo: am cântat la Rio în fața 800.000 de spectatori și la sfârșit statuia lui Iisus a coborât de pe munte și mi-a spus: ce muzică, ce muzică, nu ca ăla de la Milano care a făcut-o pe mama să plângă. Comandantul poliției își adună subalterni. Mă, dar nu vei rușine, mă, ne zborbe că suntem inculți, că nu știm să... Fiți atenți aici, că v-am luat bilete sâmbătă seara, toată lumea la operă și luni dimineața la raport. Vine luni dimineața, se adună subalterni și raportează comandantului: noi inculți, domnule comandant, noi vorbim urât, noi nu știm să ne comportăm, păi am fost la operă sâmbătă seara, domnule comandant, și când a început muzica, am fost singurii care ne-am luat nevestele la dans. Kellner? Da, domnule. Vrei să mai prăjești puțin puiul ăsta? De ce, domnule? A început să mănânce din salat. Scufița roșie, violată de lup, într-o intersecție din pădure. Și la un moment dat rămâne leșinată și peste un sfert de oră a trecut o vacă pe deasupra ei, care păștea. Din nefericire a ajuns cu ugerul chiar deasupra feței scufiței roșii. Aceasta, deschizând un ochi încet, s-a uitat, a privit ugerul și a zis: băieți, pe rând, vă rog frumos. Învățătoarea îi întreabă pe copii ce le lipsește lor acasă. Popescu spune că lor le lipsește încă un televizor, pentru că bunica nu se prea mișcă din dormitorul ei și ar trebui și un televizor. Ionescu spune: bă, nouă ne lipsește un frigider din ăla cu congelator. Și în sfârșit apare și Bulă, care spune: doamnă, nouă nu ne lipsește nimic. Păi cum așa? Aseară a venit sora mea și a zis că e gravidă și tata a zis: ia uite, asta ne mai lipsea. Soțul vine acasă,
și o prinde pe soție cu amantul în pat. Șocat întreabă, Doamne, dar ce se întâmplă aici? Soția se uită la amant și zice, ți-am spus eu că l-am prost. Într-o zi, antrenorul Greciei își anunță jucătorii că au meci contra României. Nimeni n-avea chef. La un moment dat, atacantul Mitroglu, cunoscut în România ca Mitrogolu, spune: Băieți, ia uitați ce zic eu. Joc eu singur contra României și voi mergeți toți într-un club, vă distrați, dansați, vedeți voi ce faceți. Toți sunt de acord. La un moment dat, aprind televizorul și ce văd? 1-0 pentru Grecia. Gol Mitroglu în minutul 5. Toți veseli, nevoie mare, sting televizorul și se pun iar pe băute. La capătul celor 90 de minute aprind din nou televizorul și România-Grecia 1-1. Gol Cociș în minutul 90. Dau fugă toți la stadion să îl felicite și în vestiar îl găsesc pe Mitroglu disperat cu capul în mâini. Ce s-a întâmplat, măi? Ce s-a întâmplat? De ce ai supărat? Băieți, îmi pare sincer rău, dar am fost eliminat în minutul 6. Intră Pițurcă într-un magazin sport. Domnule, eu am de antrenat o selecționată pentru campionatul mondial și aș vrea să cumpăr niște mingi de basket, patine, crose de hockey, băte de baseball, mese de tenis, crose de golf, mănuși de box și alte echipamente. Dar ce selecționat antrenat? Ce sport practică? Iată, asta vreau să aflu și eu. Ce joc joacă nenorociții ăia? La poarta raiului bate Bogdan Stancu. Sfântul Petru îl ia în primire. Matale, cine ești? Sunt atacant în echipa națională a României. Stă Sfântul Petru, se scarpină nedumerit în cap și la un moment dat îi spune: Mă mir că ai nimerit poarta. Pauza meciului cu Grecia. Pițurcă vorbește cu fotbaliștii. Se aud bătăi în ușă. Toată lumea tace. Piti deschide ușa. Intră unul în costum. Bună seara, mi se spune Vărul. De aici mă ocup eu. După înfrângerea cu Turcia, Pițurcă a anunțat că își va da demisia. Imediat după ce vom câștiga campionatul mondial. Presa a aflat tactica lui Pițurcă pentru meciurile naționalei României cu echipe care practică un fotbal mai spectaculos. Acesta le-a recomandat tricolorilor ca în astfel de meciuri să atragă jucătorii adverși în porțiunile mlăștinoase ale gazonului. Soțul își prinde soția în pat cu altul și în loc de altceva începe să-și facă cruci. Băi, omule, să mor eu dacă te înțeleg. Eu sunt bărbatul ei și trebuie să-mi fac datoria. Dar tu ce obligație ai, mă? Soția își sună soțul. Dragul meu, ai o problemă. Ce s-a întâmplat? Păi, am intrat cu mașina într-un Ferrari, i-am propus proprietarului să-i achit în natură și el a fost de acord. Păi și care e problema mea? Păi știi, proprietarul este gay. Discuție între un sud-african și un român. În țara mea, mai întâi mergi la închisoare și după aceea ajungi președinte. Bă, în țara mea e invers.
Undeva în pădurile caucaziene se organizează un mare concurs internațional al tăietorilor de lemne. După ce se întrec mari campioni ai Canadei, Austriei, Rusiei, vine și rândul campionului României, un tip mic, slab și pirpiriu. Toți îl privesc cu neîncredere, dar el, din câteva mișcări, taie tot ce îi se pune la îndemână, doborând toate recordurile. Presa, televiziunea, uimire, interviuri. Domnule, unde v-ați antrenat de ați atins o asemenea performanță? În Sahara. În Sahara? Bine, dar în Sahara nici nu sunt copaci. Așa e, nu mai sunt. Un doctor român a reușit să trezească din comă o fată punând un CD cu manele timp de o săptămână, 24 din 24. Interogată fata a răspuns: m-am trezit din comă doar ca să închid porcăria aia. Un văcar întreabă o femeie: auzi, muiere, n-ai văzut pe acei trecând o turmă de boi? De ce? Ai rămas în urmă? Un ofițer grețos de la brigada antidrog a trecut ieri pe la ferma noastră. Îmi pare rău, dar trebuie să inspectez ferma să văd dacă nu cumva cultivați droguri ilegale. Nicio problemă, i-am zis. Poți să cauți unde vrei, în afară de câmpul ăla din dreapta. Atunci a scos arogant legitimația și mi-a lipit-o de față. Păi, tu vezi asta? Eu am autoritatea să caut unde vreau. Nu poți să-mi spui tu unde să caut și unde nu. Am încheiat discuția, înțeles? Bine, mă scuzați. I-am răspuns politicos și mi-am văzut de ale mele. Nu trec 10 minute și îl văd alergând de mama focului pe câmpul din dreapta, urmărit de taurul cel mare cu spume la gură. Avea ochii ieșiți din orbite de panică și urla cât îl ținea gura după ajutor. Atunci am aruncat sculele din mână, am fugit lângă gard și am urlat la el: legitimația, șeful, arată-i legitimația! Dă-te în gâtul, mătii! O femeie intră într-un salon de tatuaje și cere să îi se facă un tatuaj cu iepurașul de paște pe coapsa dreaptă, chiar sub linia bikinilor, împreună cu inscripția "Un paște fericit". Tipul realizează tatuajul, care iese chiar foarte bine. Apoi tipa mai cere un tatuaj cu Moș Crăciun pe coapsa stângă, cu inscripția "Crăciun fericit". Pe când femeia se îmbrăca și se pregătea să plece, este întrebată de tip: domnișoară, dacă nu vă deranjează, îmi puteți spune de ce mi-ați spus să vă desenez niște tatuaje atât de ciudate pe coapse? Pentru că m-am săturat până peste cap ca soțul meu să se plângă mereu că nu este nimic bun de mâncat în casă între Paște și Crăciun. Benzinăriile au anunțat că după atâtea majorări la prețul benzinei, e timpul să facă și o reducere. Pentru a nu-și descuraja clienții, vor introduce litrul de 900 de mililitri. Constat că de la o alimentare la alta, benzina crește discret cu câțiva bani. Dacă tot nu exploatăm gazele de șist, măcar să ne exploateze benzina pe șest. În așa hal s-au scumpit țigările, că mă gândesc să-mi trec și bricheta Zippo pe motorină. Mari finanțiști vă recomandă să vă țineți economiile în benzină.
proverbele românești au început să fie updatate. Frate, frate, dar benzina e pe bani? Odată cu scumpirea benzinei și motorinei, expresia pompe funebre capătă un alt înțeles. Guvernul va lansa programul pentru tineret, Primul Plin. Protestatarii care au venit să-și dea foc în fața primăriei sectorului 5 au venit cu o butelie mare. Multă lume a trecut pe GPL după ultimele scumpiri ale carburanților. S-a scumpit atât de tare carburantul încât șoferii de la RATB îi roagă pe călătorii care se urcă în autobuz să pună bani la motorină. Ca să arate cât de bine stau cu banii, băieții și fetele de superfițe nu se mai dau cu parfum când ies în oraș. Acum se dau cu câțiva stropi de benzină. Bulișor și tatăl său stăteau de vorbă. Tăticule, găinile beau benzină? Nu, Bulișor, tată, Doamne ferește! Păi și atunci de ce se scumpesc ouăle de câte ori guvernul scumpește benzina? Recomandare la televizor. Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați cel mult 2 litri de benzină pe zi. Într-o călătorie lungă cu avionul, un domn și o fetiță au locurile repartizate unul lângă altul. Domnul zice: Domnișorică, ce-ar fi să stăm de vorbă? Bine, bă, dar despre ce ați dori să vorbim? Păi, o temă interesantă ar fi despre fizica atomică, nu crezi? De acord, dar întâi vreau să vă întreb ceva. O vacă, un cal și o oaie mănâncă același lucru, iarbă, dar oaia excretă niște biluțe. Vaca o plăcintă, iar calul niște mingi uscate. Cum vă explicați fenomenul? Habar n-am! Zice domnul, minunându-se de inteligența fetiței. Atunci cum vreți să vorbim de fizica atomică, dacă nici despre rahat nu știți nimic? Un tânăr se pune în genunchi în fața prietenei sale blonde și îi spune: Dragă, ai vrea să-mi porți numele? Nu, nu-mi place să mă cheme Costel. Azi m-am certat cu prietena și m-a amenințat. O să scriu deasupra patului meu că ești un măgar, să știe tot orașul. La școală, profesorul întreabă: Copii, știți cine a fost Mihai Viteazul? Am zăpelea, domnule! Într-o zi, în curtea unei familii: Mami, mami, ascocoșul s-a urcat pe găină de 10 ori! Du-te și spune-i lui tactu! Tati, tati, ascocoșul s-a urcat pe găină de 10 ori! Și era aceeași găină? Nu! Du-te și spune lui măta. La
La spovedanie vine o tipă super frumoasă cu un decolteu generos. Preotul privind exclamă: O, Doamne! De sus se aude o voce: În sfârșit m-ai chemat pentru ceva ce merită. Lupul flămând voia să înghită iepurele care tocmai își luase dejunul, iar iepurele nu voia. Morala: săturul nu-l crede pe flămând. Lupul și iepurele de vorbă în pădure. Iepuroica mea era acră. Ba, era foarte gustoasă, iepurașule, spuse lupul lingându-se pe bot. Morala: fiecare cu gustul său. Bulă este bucureștean prin excelență. Dacă ar fi din Cluj, s-ar numi culă. Dacă ar fi din Moinești, s-ar numi mulă. Dacă ar fi din Ploiești, ar purta nume conspirativ. Într-un taxi se urcă o călugăriță elegantă și foarte frumoasă. Șoferul tinerel și frumușel o privește pe furiș. Călugărița îl întreabă ce-l frământă. Șoferul oftează: Mi-e rușine să vă spun. Fiule, nu fi timid. Am auzit și văzut de tot felul în viață. Nu te teme că mă poți ofensa din nimica toată. Sincer să fiu, am visat întotdeauna să mă surute o călugăriță, așa ca dumneavoastră. Da, s-ar putea împlini visul tău, cu condiția să fii catolic și celibatar. Păi sunt. Sunt și catolic și celibatar. Bine, oprește mașina pe dreapta. Șoferul oprește, călugărița se apleacă spre el și aplică un French kiss enorm, după care îl roagă să continue cursa. Șoferul, emoționat de momentul trăit, începe să plângă. Ce s-a întâmplat? Măicuță, am păcătuit. Te-am mințit. Sunt evreu și căsătorit. De, nu-ți face probleme. Și pe mine mă cheamă John și mă duc la un bal mascat. Iepurașul și prietenul său Măgarul ies la plimbare în pădure. Tot plimbându-se ei așa, iepurașul cade într-o groapă adâncă cu pereții abrupți. Aflat la nevoie, el este ajutat de Măgar, care își aruncă bula, vestită pentru lungimea ei, în groapă. Iepurașul se prinde de ea și astfel este salvat. Peste câteva zile, iarăși se plimbă cei doi prin pădure și de data aceasta cade Măgarul în groapă. Iepurașul ce să facă? Cum să își ajute el prietenul? Deschide șlițul pantalonilor, se uită dezamăgit, dă din cap apagubă și apoi îi vine o idee. Scoate celularul și sună după ajutoare. Astfel a reușit și el să își salveze prietenul. Morala: dacă n-ai culă, cumpără-ți celular. Într-o zi se duce iepurașul la borde. Patroana era ursoaică. Iepurașul se duce la ea și o întreabă: Bună ziua! Vreau și eu o femeie. Păi, avem o vulpiță. Nu o vreau pe vulpiță, că mi-e frică de ea. Atunci avem o gâscă bună. Bine, hai fie. Îi dă iepurașul banii ursoaicei, după care se duce cu gâsca după un tufiș, unde începe să zboare de colo-colo numai pene. Ursoaica, când vede, fuge repede să vadă ce se întâmplă, când îl vede pe iepuraș cum îi smulgea penele câști. Păi bine, mă, tu ce faci aici? Păi da ce? La câți bani am dat eu, vreau să o văd și dezbrăcată. Iepurașul fugea ca descreieratul prin pădure. Îl oprește altul și îl întreabă ce l-a apucat. Păi nu știi? Vină ea cu reorganizarea științifică a pădurii. Și ce au cu animalele? Păi suntem și noi în pădure. Dacă te găsesc cu trei urechi, îți taie una. Păi noi avem numai două.
Da, dar ei întâi taie și după aia numără. Într-o zi frumoasă de vară, ursul și iepurașul se plimbau prin pădure. Merg ei ce merg și se întâlnesc cu un pitic. Văzându-i, piticul le spune: bună, frumoșilor! Uitați, azi am avut o zi bună și voi sunteți norocoși, căci vă îndeplinesc la fiecare câte trei dorințe. Ursule, tu ești primul. A, eu îmi doresc o ursoaică tare, cea mai bună din toată pădurea. Piticul bate din palme, apare o ursoaică bună, ursul sare cu ea în tufiș, face, știți voi ce, de se tremură tufișul. Hai, iepurașule, tu urmezi. Eu îmi doresc să am un cercel fain în ureche și o geacă de piele ca lumea. Gata, iepurașule, s-a făcut. Hai, ursule, tu urmezi, a doua dorință. Eu îmi doresc o ursoaică, așa ca prima, că tare bună a fost. Piticul bate de trei ori din palme și zice: gata, ursule, uită! Ursul o vede, zduc cu ea în tufiș, iar se cutremură tufișul. Iepurașule, care ți-a a doua dorință? Eu vreau o Harley Davidson, ultimul tip, să mă plimb cu ea prin pădure. Bate piticul din palme, iepurașul se suie pe motocicletă, dă câteva ture prin pădure. Era fericit, nu alta. Hai, ursule, care ți-a treia dorință? A, eu le vreau pe toate ursoaicele din pădurea asta. Piticul bate din palme, ursul sare cu toate ursoaicele în tufiș, wow, se tremură pădurea. Hai, iepurașule, care ți-a ultima dorință? Zi mai repede, că mă grăbesc. Eu, păi, aș vrea ca ursul să fie poponar. Și apoi încălecă repede pe motocicletă și o tăie. Steaua ta, bancul, că puteți timp până dimineață. Eu-ți bea deștept, bă, frate. Vrei să spun un banc? Băi, fii atent aici. Una, da, nu e deplasat așa, să știi, dar este destul de tare ca să râdă lumea să ca la balamuc. O familie de profesori universitari aveau un băiat care nu l-au prea lăsat pe bulevard. Mai în meditație, numai în astea și i-au venit să se însoare. S-a însurat și în seara nunții, mireasa lângă el nu știa ce să-i fac. Și asta îi zice, nu pot, tăi, că tu și Dumnezeu, stau lângă tine aici, și Dumnezeu. Să-l sună și zice, tăi, că să-l băi, tată, ce... Nu, Dumnezeu, tu ești chiar așa. Eu trăiesc tu două, trei ciocane. Ia ciocanul, că avea un ciocan mare așa sub pat, pac, 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 îi dă trei ciocane în cap, începe să-i curgă sânge din cap, îi zice, îi dă telefonul taxi, tată, dar cum ce fac, îi curge sânge? A, e bine, tată, dacă îi curge sânge, înseamnă că suntem fericiți, familia noastră e fericită. Ce să-i fac mai departe? Păi, tată, îi mai dai un ciocan, îi dai o limbă și după aceea vă curcați. Asta scoate limba de pantof cu oare mare, după ce îi dă două ciocane în cap, îi mai dă și cu limba aia vreo 3-4 în cap, aia leșină. Deci, tată, ce-i fac aleșinat? Bă, nebunul, înseamnă că ești tare de tot. Sună la salvare, cheamă să vină, să vină, salvarea o duce la doctorul, zice sorei. Soră, da, asistenta, am te rog ciocanul să-i luăm reflexele doamnei. Asta se trezea așa. Când au zis, doctor, aș prefera cu limba, vă rog. Doi e de la popos, dar dă-l, nene. Fii atent aici, un director de bancă cobora la jos la bar și la restaurant și mânca la prânz, înțelegi? Cobora într-una din zile și vede o blondă extraordinară la bar, se așează lângă ea, o întreabă: auzi, Dănșoana, n-ai vrea să facem un sex anal? Dar asta zice, a, da, sigur că da. Te uite-te peste drum, ce vezi acolo? O vilă cu două etaje. E, vezi, te baci, Dănșoară, eu nu mai direct de bancă, nu mă bat. Da, n-ai vrea totuși să facem un sex oral? A, da, sigur că da, dar vezi în fața vilei ceva? Ce vezi? Păi, un Lamborghini. E, vezi, eu din asta am făcut. Te baci? Da, Dănșoară, nu. Auzi, mă, Dănșoară, da, un sex normal n-ai putea să facem, că la asta mă bag. Mă, idiotule, te acord și cu asta, mă, idiotule, dar dacă aveam păsărică, aveam tot cartierul ăsta.